dat, cap, câte străzi i-au revenit oarecum domeniului public de asfaltare în anul 2020? În 2020 am făcut, aici le-am în față, 18 străzi. Din punct de vedere valoric, unde din punct de vedere valoric, deci am avut pe investiții, deci din lucrările de investiții ale primăriei, 7.822.000, deci lucrările executate în anul 2020, neexecutate sau în curs de execuție mai avem 1.900.000, adică nu sunt decontate de către noi pentru că nu am ajuns chiar până la final. Deci una cu alta, deci undeva acolo la 10 milioane ar fi ele. Iar am avut reparații, că am avut și lucrări de reparații, am avut plombări sau lucrări mai mici, refacere după canal, după apă, după utilități în general, unde au fost avarii sau chiar extinderi de rețele. Deci acolo undeva la, deci am avut 2.712 lucrările. Iar ca și străzi, deci v-am zis 18 și ele sunt undeva, o să vă zic în lungime. Deci așa sunt la plus minus un kilometru, da. 2 kilometri, 3 kilometri, 4, undeva la 4 kilometri jumătate. Sunt ca și lungime, ca și suprafețe, ele sunt variabile. În principiu, ceea ce am făcut noi au fost la 6 metri fără trotuare, deci numai partea carosabilă, pentru că s-au făcut proiecte în care stasul, chiar dacă au fost străzile poate un pic mai mari, s-au redimensionat către 6 metri carosabil, din două motive. Unul, ca să fie mai generoase spațiile verzi sau trotuarele, și al doilea, ca să scadă viteza pe oraș. Deci faci străzile mai înguste și atunci să meargă șoferii un pic mai atenți. Asta, da. Aspectul ăsta nu l-am știut. Na, deci pentru aia s-a făcut, se face, toată lumea nu s-a popularizat, dar e o măsură preventivă pe oraș. În Cluj o să vedeți că ele s-au dimensionat și mai mult. Deci cu cât e drumul mai îngust, omul merge un pic mai atent. Iar pe oraș erau viteze și încă sunt cam mari. Pentru că e aglomerație, străzile sunt cum sunt și atunci nu prea se respectă și trebuie să respectăm. Dar când vom avea inele, când vom avea restul de străzi, o să fie. Deci o să fie. Shooting stars.